La peștera din Bethlehem Veniți minuni se vedem La mulți ani! La mulți ani! La mulțumim, 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 mulțumim mult Căciun de tot! Mulțumim mult de tot! Sunt fericit! Se întâmpla să fiu omul care a făcut prima apă plata în țara. Când am început eu plata, era zero. Cerul apă plata. Chelnerul s-a bătut joc de mine. Mă sus, apă plata, noi nu bem apă plata, nu bem apă chioara. Nu avem numai minerală. Ok, minerala. Și mă duce o sticlă închisă, murdară, prafuită. Prima gândire am sus bună seara, intoxicație. Îl degust și wow! E, e, e genial! E mai bun decât franciuzasca mea de la Geneva. Deci acolo pot să spun că primul moment în viața mea care m-a venit așa o lampă, știi, o idee, puf, aici există un gust uh, excepțional care oamenii nu știu să-l pun în valoare și nu putea să fac prospecțiunea de la zero. Uh, trebuia să iau un izvor care este exploatat. Cum se numea? Se numea Păiana Negri. Hai să-l numim Dorna. Da, am toare? adus prea departe. Nu, v-am dus în amintiri. De las acum, nu facem da, la, dat... la Dorna. E primul meu copil, s-a casatărit, a plecat. Nu mai e numărul unu al țării. e <laughs> vorbim de Aqua Carpatica. Dar unde s-a dus Dorna? L-a plăcut unui american și l-a luat. Coca-Cola? Da. Cât timp ați avut interzis de la Coca-Cola să nu mai puteți gestiona o altă apă minerală? Sau 3, apă plată? Trei ani de non-competition. Oh. Aqua Carpatica e un brand al meu înainte să fac Dorna. Cupa mondială a noastră în domeniul apelor minerale. Suntem campionii, numărul 1. Suntem Messi. Vine Pepsi, rivalul lui Coca-Cola, și vrea să o cumpere. Adică asta mi se pare genial. Sunt singur că am făcut deal cu ambi Și cu Coca-Cola și cu Pepsi. Da. E, e lucru care mă onorează ce mai mult. Nici banii, nici așa. Faptul că ai o multinațională care face 110 miliarde vânzare anual și vine și acceptă să fie minoritar la tine acasă, e o satisfacție morală a Catalin care e dificil să-l descriu. Sunt profund mulțumit când ved succesul la exportului și când pun și eu, o pietrițică să fie creată o reputație al țării. Sunt făcute Rolls-Royce, Maserati, Ferrari, da? Al apelor minerale în România. Asta vreau să construiesc. Ia lo, ia lo, lo, me, Deci rapidul a rămas în suflet în continuare. A rămas, dar a rămas și ca o mare, cum să numește, dezamăgire? Rana, Simți? Catalin. N-am făcut un interviu cu asemenea întrebări în viața mea. <laughs> că... Cum a reușit, domnule? Bine. E, e La podcastul acasă la Moruț! Știi ce zic? La peștera din Betlem Veniți minunei să vedem Cel prea cel prea de sus din Slava Asta noapte pe pământ coboară el vine ca un frug prea mic Să naște în chip de negrai Din făcioa, din fecioara prea curată Și din voia cerestului tata Ce te deinge când în cor Slave pe cel nemuritor,

κι αρχή, αρχή καλός μας χρόνος Εκκλήσια, εκκλήσια μετά ο χρόνος Αρχή που ήρθε ο Χριστός Αγίος και πνευματικός Στη γη, στη γη να περπατήσει και να μας, και να μας καλοκαρδίσει σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Πέτρα, πέτρα να μοιραγήσει κι ο κλικοτήρης καταλήν χίλια, χίλια χρόνια να ζήσει. s Să a tot o spiti me, Petra na La această casa care am venit, piatra să nu crapa. Și gospodarul casei Catalin, o mie de ani se trăiască. Doamne ajută, amin, așa să fie. Eu aveam aici instrumentul meu, dar îl folosesc la alte piese. Da, dar acum acum, te rog frumos. S-a făcut purta mea, Petra, Petra n κι ο νοικοκύρης του σπιτιού. Γεια! Μα Ιησούς, μα Ιησούς, νούλα, νούλα φούλ. Αίτσι, αίτσι, δά, αίτσι, αίτσι. Αφόλου, σε φύε λίμπερ. Δά, Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης κατά χίλια, χιλιά <truzători> La mulți anii. La mulți ani! La mulțumim, la mulțumim, mulțumim, mulțumim mult Trec de tot! Mulțumim mult de tot! fericit! Sunteți Sanatos! Deci de 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 piesa asta în greacă o cunoșteați de la patru ani, iar acum două zile pe YouTube a găsit, ați găsit un cor care cânta colinda aia românească. Ați luat chitara, ați învățat și ați venit aici la noi, la podcast. Sunteți extraordinar! Și am sunat la... Aș cerut și aprobare să o puteți cânta. Binecuvântare. Binecuvântare. Să știți că acolo, la Putna, se face o muncă extraordinară. Pentru că tot în viață... Sunt oamenii de spirit. Eu, asigurarea psihologică, ideologică, religioasă pe care m-au dat, m-a ajutat să trec la foarte multe problemele. Că avea România postcomunistă. Și când am văzut aceste oameni și câte pioși sunt bucovinieni, da. și de aceea cum mandria spun că sunt un bucovinian prin adopție. Oameni buni, sunteți la podcastul Acasă la Măruță, iar invitatul meu este celebrul domn Valvis, omul care are foarte multe lucruri de povesti și de spus. Eu zic că o să avem un podcast senzațional, o să dăm noroc că cofetească neagră de la Sâmburești. Invitații noștri primesc vin de la Sâmburești și sunt convins că vă este cunoscut acest vin și acest Meliara, domeniu. Sâmburești. Medalia de, aur, medalia de aur la Bordeaux. Așa. Și ne-am bătut cu 5.000 de producători de roșu, fetească neagră. unică, Unica, exclusivă varietate a României care merită să călătoresc, Merită să fie exportat la mulți ani. La mulți îți mulțumesc ani. pentru invitație. Eu mulțumesc mult de tot. Omul acesta, pe lângă faptul că deține domeniile Sâmburești, Chateau Valvis mm, și toate bun. vinurile pe care le avem aici, e bun. Da, vi le recomand și dumneavoastră, dacă vreți. Nu, e un e, an bun. E și ce trebuie. 2018. Da, 2018. Avem astăzi ocazia să povestim cu un om care este mentor și în același timp sunt convins că o să-i pe foarte mulți oameni care se uită la podcastul nostru acasă la Măruță. Sunteți un om care ați venit în România. Câți ani aveați când ați venit prima dată? 92. În, în 92? 30 32? de ani. Acum 30 de ani ați venit prima dată în România? Da. Și cum? De ce ați venit în România? În România am venit cu un mandat cu totul altceva. Deci era o mare corporație din Geneva care a vrut să achiziționeze fabricii de ulei comestibil de flora soarelui. Da? Și eu eram un inginer uh, consultant care trebuia să face business plan, planuri de amortizare, nivelul de investiții, rentabilitatea și, în general, se cântăresc i plusuri și minusurile unei asemenea investiții. Pentru că domnul Valvis, la bază, este inginer-arhitect, iar ajungi în 92, acum 30 de ani, a ajuns în România pentru această, cum să zicem, înlesnire pe... Era un studiu de fezabilitate, studiu, a platit. Perfect, un studiu de fezabilitate pe care trebuie să-l faceți într-o țară din Europa de, stați ajuns în România. Și cum a fost, v dus la restaurant. Deci, ca un om normal care se hidratează, <laughs> <nu> <laughs> cel puțin la 2 litri pe, de apă pe zi, așa. Eu îl aveam această biznuiță de mic. Uh, cer o apă plată. kellner era Hotel București. Uh, uh, Radisson Blu astăzi. Da. Deci, 92. Spate. Hotel București, sunteți Hotel acolo jos. niște lampe de incandesență, micuțe, niște coridoare, știți, e un film chiar de... gri așa, tot, întunecat. De, de anii 45, nu știu, nu, 55. Da. da. E, chelnerul s-a bătut joc de mine, mă, sus, apă plata, plată, noi nu bem apă plată, nu bem apa chioară. Nu, avem numai minerală. Ok, mineral, și mă duce o sticlă dar o sticlă care te, te șochezi dacă o vezi. Era închisă, murdară, prafuită, eticheta strâmbă, eticheta murdară, nu se vedea conținutul. Ca o primă gândire am spus, bună seara, intoxicație. Pentru că era o sticla care m-a amintit din copilăria mea de aquaforte, se numea atunci. Erau niște niște lichide de curățare a spațiilor igienice. Deci, deci asta era la Hotel București toxic. 92, sticla de apă minerală care vi-a fost pusă pe masă de e, chelnerul de acolo. Da, și am, am avut frică că mă intoxichez. Și ce a zis? Uh, păi când l-am văzut să-l torne, și era și un protocol pe vremuri, da. chelnerii, pentru să arate că este bine acidulată, știți? Faceau <laughs> gestul asta protocolar al lor, ridica, ca ceaiul arabesc, <laughs> da. Deci, când torna, stic la sus. Așa facem și noi la șpriz, nu-i bine? Da, bă, scoți bioxidul, nu are sens. N-ai, ai să demonstrezi că ai bioxidul tu. Chelnerul are. Dar nu tu. Deci nu e nevoie să-l faci. E mai bine să păstrezi bulinele așa de șampania frumoase, finuțe, la conținutul, nu se le forțezi să iesă. Da am văzut cristalinul ăsta, îl degust și wow! Contrastul între un packages urât, negrijit, un aspect de hal, să nu spun cuvânt care ne vine în era ceva dezastros? Dezastruos de de, 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 repulsia da. și de frica cu, cu senzația gustativă care am spus, wow, ce asta? E, e, e genial. E mai bun decât francuzasca mea de la Geneva. Gustativ. Mama mea m-a dat acesta sau Dumnezeu, sau nu știu de unde l-am. Am, am o capacitate foarte acută la identificarea unui nuanțe, aș putea să fie somelier de apa minerală, de exemplu. Ar putea să fiu... Uh... Adică ați face diferența foarte ușor între toate aceste ape, dacă ați da. fi puse pe masă. Și asta, în general, este un prilej, dar, anumite ori, este o... Dezavantaj. Un sort, pentru că prind pe toate, să știți. <laughs> la casa când copilul meu e bun lapte, asta tata, eu sunt care, care <laughs> gustă. Da. e ceva detestat, tata, a, se poate? Ok. A. Și? Ați gustat apa minerală? Da, apă am da. rămas extrem de impresionat, pozitiv. E, fiind și inginer arhitect, totuși în viața mea, Catalin, eu dau o atenție Importante, la aspetto, a qualcosa di bello, a qualcosa di mai equilibrato, l'estetica. Soprattutto uno che veniva dalla più ricca țară in Europa, in Elveția, dove tutto era costruito, con haine, con pantofi, con casele, con cu curățenia, con cu estetica, deci, și cu studii de da. Da, vedeți cum e con studi di architettura, la scuola politecnica. Ma vedete com'è la sorte? La Sorbona. La Sorbona ho fatto studi post-universitari di estetica. estetica arhitecturală. Deci, un om extrem de, de pus pe, pe ochiul al frumosului estetica acestea, este de știința al frumosului. Ved o care este ca o travă și răman extrem de impresionat de ce gust are, de, de, de ce echilibru, fere aftertaste, fere post-gust, adică fere meta-gust, știți, da. ala da, care te pe spate. Dar știți ce mi se pare mie genial? Poate mai mult ca sigur v-ați gândit, cum e destinul ăsta, pentru că toți spuneați de destin cu colinda aceasta pe care ați găsit-o la Putna și de fapt colinda asta românească e piesa aia pe care o cântați în greacă acum când aveați patru ani. Chelnerul ăla când a venit cu sticla aia murdară, care arăta dezastros, putea să ziceți, mulțumesc eu de aici, nu vreau. Nu, dar mi-era sete, să știi. Și apă plată, când ați auzit în 92, în 92 în România nici nu aveam apă plată. Era, nu, nu. pe principiu, nefură ăștia. E apă de la ghiuvetă, adică nu, apă chioară. Păi, și a zis, bine, mi-e sete, ok, hai, pune. Nu, am văzut că era cristalin da. totuși, când l-a versat. Da, și e gata. Era cristalin, era... Și când ați gustat era... acolo, ce ați făcut? V-ați luat, v uitat pe sticlă, de unde e, ce e? Deci acolo pot să spun că primul moment în viața mea care m-a venit așa o lampă, știi, o idee, puf, uh, opa, aici există ceva. Aici există un gust uh, excepțional uh, uh. Uh, care oamenii nu știu să-l pun în valoare. Adică, de ce o apă așa de diamant și pozitivă la gust este pus la un packaging așa de hal? Deci, România din 92, știți, nu era România de astăzi. Oamenii care ne urmăresc nu vor înțelege. Deci, în 92, haine oamenilor Lipsa de, de zimbăt pe drumuri, mașinile puține, Dacia. Era o România chiar postcomunistă. Și la spiritul asta de economia socialistă, dimensiunea de a comunica, de a arăta, de a seduce, de a face un efort comunicațional, uite-te, sunt și eu aici cu un element diferențiator îmi cumpere pe mine. Tot acesta, logica, era inexistentă. Nu erau agențiile de advertising, ține nu erau era podcast nu ni era YouTube. Aveam YouTube în 92? Nu no. aveam nici YouTube, nici Facebook, nici no, net, no, nici nimic. No, no, no. YouTube cu dial-up cu... Era în 98-99 în România. Deci uh, imaginați-vă uh, și uh, în 30 aceste ani, realizez că eu am trei trei Românie, practic. România postcomunistă unde era, era teribil să se să o societate comercială mm. și să te duci cu logica de economie de piață. Prima România, a doua România ala cu un proces de integrare la Uniunea Europeană. Și după 2010-2012, o altă România care începe să zboară prin capacitățile antreprenariatului privat. Deci, această ultima România îmi place trei, foarte mult. Trei, trei direcții diferite, total diferite. Trei lumi contextele. diferite. Contextele diferite. Păi și ați gustat apa aia, că nu vreau să vă las așa, că vreau să înțeleg. Adică vine un om din Elveția, dintr-o țară bogată, arhitect, om care a terminat studii la Sorbona, dezastru cum arăta sticla, dar gustă și zice, mamă, sclipire, aici e ceva ce nu e exploatat cum trebuie. Și ce-ați făcut? Fiecare în viața lui are un mare viraj. Cred că se întâmplă și ție sau se va întâmpla, mă rog, îți urez asta chestia. Un moment dat ești la un viraj, ești la o intersecție, unde trebuie să spui, stingă dreapta. Era prima idee care solicita o implicare totală, dar nu implicarea numai în timp, sau cu ideile, sau creativitatea, implicarea și cu buzunar. Și uh, dilema mea în această epocă era cum îl iau. Îl iau pe direcția academică, pentru că erau propunerii pentru Școala Politehnică din Losana, uh, cariera academică. Da. Se devine Jean-Valvis, monsieur le professeur. <laughs> Sau la Școala Politehnică de Atena, profesorul meu, domnul Dimitris Nianas, me vrea ca profesor conferențiar la el. Deci, Putea să fie și. Aveam. sau. dilema mare. Îți spun că am suferit să iau decizia. Una este asta, și celălalt, bă, ai descoperit ceva care este diamant în România. Văd tot ce ai pe. E ca la poker, știi, toate to 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 resturile mele. E un blof, este o România post-meta, post, uh, meta, post e, e, Elementul bun care a contat în capul meu este că România, în 92-93, nu avea datoria internațională, Suverană. Datoria suverană al statului. Statul nu datora banii. Și asta gândirea cu oamenii de la Banca Națională. Roman. Deci, Banca Națională are oamenii care au chiar o, o forță intelectuală și ține țara uh, la bună plutirea și la creșterea economică. Acest element din 92, la capul meu a contat. Pentru că erau și alte idei. să mergem și în alte direcții pe vremuri. Uh, uh, iubirea asta sensorială uh, e... Nu suavă. Deci, acesta placerea absolută de a degusta, Pentru că apa nu este numai sănătate, este și un plăcere. Ok, apele minerale sunt sănătoase. Toate. În general. Cu mai mulți, ca mai puțin nitrații, dar nu are importanță. Toate sunt sănătoase. Uh, microbiologic și mult sau mai puțin chimic. Dar se ai și plăcerea la beu de apă. Placere. Vreau da. să beau. Adică fiecare dată beau, am un sentiment de satisfacție. Adică nu numai mai a trecut sete, dar... O bucurie? O plăcere. Placere. Da. placere. Gustativ. plăcere gustativ. Și ați bă băut apa aia minerală, v-ați uitat pe sticlă ce e și apoi v-ați dus să vedeți unde e sau cum. Da, atunci a intrat. A venit ideea, și a zis, domne, da. e ceva sclipitor aici. Da, e. Acolo începe un om exigent cu matrița lui de criterii de selecție și ingineria asta complicată pe care o port de când sunt mic. M-am pus niște criterii: se nu are sare, se nu are nitrații, se are o proporție a calcium și magnezium care să fie corecta. Și începe un parcurs al prospecțiunii. Cu niște sfatuitori centrali de la o agenție, cu ajutorul unei agenții de stat atunci când se numea Ramin, Regia Apelor Minerale, eram și puțin mefiant mi-era frică că nu puteam să comand, măi, dați-mi o sticluță din acest izvor, că m-a fost frică că mi-a bagat cineva pe el la interior și nu știam dacă este chiar apa... Care trebuie. Trebuie. Păi și v-ați dus deci acolo să vedeți să mă duc e eu. Apa? Da? Da, și am început parcursul de prospecțiunea. Adică eram un fel de... Cercetător, cu sticlice mele din Elveția sterilizate, știți, da. ala pe care folosim și la analize microbiologice. Nu cred. Și cu alea vă ducea să căutați apa minerală? Vorbesc serios. Nu, nu se caut. Mă duceau oamenii la izvoare, da. cele cunoscute, luasem personal, scriam care este și fiecare 15 zile călătoram la Geneva pe vremuri. Nu aveam nici fabrici, nici societăți. Și mergeam la chimist cantonal de Genève. Asta este un fel de autoritate pentru protecția consumatorilor la nivel al hranei și alimentelor publice. Da, ne nu da, da înțeleg, un fel de sanepid, cum ziceți, da. da. E, care a devenit așa, me vedea la coridor și spunea, u la la, acest valvis avec sa flot. Flot semnă ploaie, știi? Apa de ploaie, El era mai mult pentru simburești, da. nu îl plăcea apa. Să-l se, se consume, îl plăcea să-l analizeze. Nu vin de o familie de industriași. Nu aveam un laborator pe spate, nu aveam umerii cuiva. Era deci... practic un om care nu avea nicio treabă cu industria asta, doar la un moment dat ați descoperit, la o sticlă de asta de apă, că acolo poate să fie un diamant, poate să fie ceva care să schimbă viața. Nu. nu eram pur și simplu înnebunit de plăcere de a bea. Eram un nebun pe gust. Eram pasionat. Pentru că astăzi, să știți că după 30 de ani cu apele bune din România, mă duc la o țară unde nu există acua carpatică și sufer. Sufer, vorbesc pe el. Apele le simt că sunt puțin așa dulceagă. Cea numărul unu franciuzasca e nebeubila pentru mine. Și eu nu sunt un om cu fițe care trebuie să circule sau de o insulă de Pacific sau din Franța. Deci, nu am nicio problemă. Eu beau pentru că îmi place. Și dacă îmi place, îmi place. Și se dovedește că nu place numai, numai nouă, place pentru că de patru ani suntem numărul unu apa plată din România și la Los Angeles, unde merg tot Hollywood să cumpără apa am depășit uh, niște apele franciuzește și niște apele din Pacific uh, și la Grecia începem să scrim acum un succes extraordinar. Deci această descoperire de plăcere începe să fie impinsă de la noi, de la noi, de aici, din România, Patria apelor minerale, că știți că România are. are... asta îmi place. O spuneți cu atâta uh, satisfacție și atâta bucurie. România, nu, patria e... apelor minerale. Adică, ar adevărat. Și noi să spunem asta cu atât de multă uh, bucurie. Catalin, dacă îți spun un whisky din Scoția, e bun? C e din Scoția, nu? Da? Scoți whisky. E bun? Am înțeles. O, un ceas elvețian, e bun? E da. din Elveția. E o reputație feta sau ulei de măsline din Grecia e bun, parmigiano e bun, fiecare țară are ceva cu care se poate leuda. Nu, unde are un unique sales proposition și are o poziție de comparativă imbatabilă. E, cu apele noastre putem cuceri Cupa Mondială. Deci Cupa Mondială a noastră în domeniul apelor minerale. Suntem campioni, numărul unu. Suntem imesi. Cum se numește? Mă sau Mbappé. care e de actualitate. Da. din exact. zile. Da. Deci, eu acest mesaj încerc să, să, să transmit co noastre, semenilor noastre. Mă credeți la ceva unde sunteți campioni. Suntem campioni. Și cantitativ, da? pentru că avem undeva 40% a rezervelor europene, dar și din punct de vedere calitativ. Deci apa noastră n-are nitrați. Mă să te spun de... pot să spun numele. Orice. Da? Da. Numai să nu avem dumneavoastră probleme cu ei, că apoi... Nu. Nu, de clar, ce spune pe eticheta lor. Evian, a care toți ficiosii din România cumpără și place să circulă cu ei, are 4 mg de nitrați. Măi, de ce nu cumpără cu carpatică care are 0,7? Și gust mai bun. Adică, suntem într-un domeniu unde cu padura asta a carpaților, ultima padura salbatică, protejează izvoare. Nu avem frică că mâine vine cum e la Olanda, la Germania, la Belgia, la Ungaria, bă, tot aceste pesticide și masive din agricultura intensă, unde se pun ingrașamente, se pun... Și tot asta trece la apă. la Carpații noștri avem ce se spune, și e la moda, sustainability. Deci, astăzi e curat, va fi și după 100 de ani, va fi, pentru că acolo nu, nu se pun aceste. Păi acolo nu există această activitatea umană exact. poluantă. Sunt 10.000 de urși. Ok, ne protejează pădura uh, și puritatea apelor. Uh, avem suprafețe uriașe de pădure, 90.000 de kilometri pătrați. Avem calitatea. Uh, sunt apele sanatoase. Apele sanatoase în lume se diminuează pentru că omul, ca uh, un prost, Poluaza planeta. Să știți că omul nu curăță planeta. Omul, din păcat, și de aceea avem și probleme de climate change, omul nu iginează unde merge. Omul unde merge poluază. Vedeți râurile, vedeți litoralele, vedeți... Asta, asta se întâmplă și în Elveția sau doar în România? Ei, în Elveția există o... Să știți că în casa mea la Elveția am patru gunoi. La, la cladirea. Administratorul da. meu mi dă patru gunoile. Altă part, hartii, în altă parte a hârtii, în alte organice, în alte practică, da. și în alte medicamente. Deci, e, 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 disciplina de a recicla și de a respecta mediul înconjurător poporul este educat. Uh, un moment dat, sper cât să poată mai repede, vom fi și aici. Se întâmplă și aici, pentru că și aici sunt coși de hârtie, de gunoi, de plastic, de sticlă, numai că apoi când vine să le ia, le amestecă pe toate în mașina de gunoi. Da, și sunt încă contractele care nu sunt pe baza disocierii și de triaj al gunoilor, dar uh, revenim la unde România este. Eu vreau să-mi spuneți cum v-ați dus acolo cu sticluțele, că eu sunt în filmul meu și îmi imaginez cum era dumneavoastră în 92 după ce ați băut apa aceea la hotel București și ați plecat cu sticluțele să vedeți uh, izvoarele românești. și da. Analizele le duceam la Geneva, da. uh, Genovezul uh, me furniza buletine și pe baza buletinelor vedeam eu ce este uh, criteriu ideal, pus de mine, de mintea mea, uh, pentru a selecționa cel mai bun și cel mai prestigios. Nu să a să a nicio treabă cu treaba asta, fiind arhitect, fiind inginer, n aveți nicio treabă în domeniul ăsta la apelor. Nu. Doar gustul și pasiunea. Să știți că la selecția gustului e important. Da, dar asta aveați. Nativ. Și așa m-am ajuns și la cu Carpatica că la sfârșit... Cheia l-am ales dintre 14 izvore. Păi și, dar până la acuacarpatică ați ales altceva înainte. Deci, da, pentru că era un izvor care m-a plăcut, acolo și erau și condițiile, deci nu putea să fac prospecțiunea de la zero. Trebuia să iau un izvor care este exploatat. Acuacarpat l-am găsit de la zero. Deci nu exista nimic, nici fabrica, nici nimic. Deci l-am găsit pentru că l-am cercetat cu echipa de hidrogeologi. Dar pe vremuri nu aveam hidrogeologi. Trebuia să iau ceva care există. Și ați găsit? Și am găsit această apă pe care am degustat la, la hotel București. București. Acolo. Cum se numea? Se numea Poiana Negri. Poiana Negri? Așa scria pe sticla aia murdar, etichetă strâmbă și tot ce trebuie? Da. Și? Era Poiana Negri. Foarte sărată. Astăzi n-aș dori să-l beau, pentru că, dar e un echivalent de badoa. Deci eram obișnuit cu badoa. Bădua este o franciuzească. Bun, au 170 mg de sodium. Oare noastră acum are patru. Deci a, 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 era prea sarata. Era sarata în gust. Sarata. Da. E, am găsit un izvor care îmi plăcea acolo, care nu era. era comercializat, dar sub o altă denumire. Se numea Poiana Vinului. Și asta izvor gustativ, m-a plăcut ce mai mult. Și mă gândeam, mai cum se fac eu cu păiana vinului? Unde se me duc la export? Imaginați-vă un francez care încearcă să spui păiana vinului. vinului. Nu funcționează. Mamă, dar, deci să vă gândeați din prima la export, adică... Da, pentru că știam că există Că va fi strategic o, o, o lipsă de rezerve. Și să știți că fiecare 10 ani se adaugă, atât mai valoros devine această izboare. Și trebuie să le avem grijă și de aceea le protejăm și de a avea le, le, le închidem noi cu. Deci n ai acces. Adică, uh, sunt suprafețele care trebuie să fie protejate, uh, protejate într-un mod sfânt. Uh, da. Și v-ați dus acolo și nu merge apoi în vinului lui să Și am spus partenerul meu, Dumnezeu să-l ierta, domnul Chiforescu, care era pus șeful acolo, tiner, saracu, era pus șef, fără să are capital, fără să are nimic, dar era, era un om extrem de bun în inima, foarte respectuos și datorez mult la el că am reușit să construim ceva împreună l-am pierdut din 2020. și și spun lui Stelică, măi Stelică, ce poiană venit lui? Hai să-l numim Dorna. Păi și de unde va veni numele? Hai să numim Dorna. De, furt ușor, e foarte ușor. riul care trece din Vatra Dorne. Se numește Dorna. Și a zis să trece râul. Dorna cum e, Dorna să se numească Dorna, nu mai Dar e așa suna... bun. Da. Suna bine și pentru Francez și pentru... Dorna. De, perfect. Două silabe, curat. Am hotărât acest turcoaz, am început să construiesc fabricii, am început să fac uh, sistemele de distribuție, am colaborat cu Cala Calaferata, uh, era chiar un gust bun, designul ăla de turcoaz de torpila da. era de succes, uh, toate apele din România erau albe la un packaging da. alb, eu am pus turcoaz, uh, s-a disociat. Asta zi toate... Aici era simțul asta pe zi... care care terminați școala asta la Sorbona. Lumea este că asta zi toate sunt de culoare și eu sunt singur alba. <laughs> E bine. Și toate sunt rotunde, iar să se desfătrat că se poate pune așa în frigider. Mi se pare cea mai bună sticlă din nu, punctul nu, ăsta nu, nu de e frigider, Este -poți și e la un... container. La, dai, la un... container. Pun 35 de 35% mai mult produsele la acest container. Deci <laughs> ca business mai e mai bună, de fapt, nu? Da, e foarte funcțională. E, e, e ergonomic. Bun, ajungem imediat și la Aqua Carpatica, dar spus doar... la mașina știți că toată lumea pune la mașină și la auzi că face așa și se dă da. un gest la mașină. Mie mi-e să aud două sticle. Da. Eventual, dar ce am făcut pătrata? Nu știu. O să ajungem și la Aqua Carpatica, cum va venit ideea să faceți prima sticlă pătrată. Dar spuneți-mi cu Dorna, de ce ați luat, va trecea râu, a zis, bă, Dorna sună bine și în franceză, două silabe, face în turcoaz și ați făcut Dorna. Da. Apa minerală. Apa minerală. Deci, Elvețianul și... venit în România reușise până la urmă să-și pună visul așa în practică, găsise un izvor și și-a făcut, domne, apa minerală dornă. Facem dornă și după 3-4 ani, în 94 asta în povestea, după 3-4 luni de președinția mea, mă uit la contabilitatea, 70% din facturatul nu e încasat. Adică, vinzi pentru 100, da. și încasezi? Da? 30 și 70 e afara. Și am spus, mă, arhitecture, ai vrut să fie business, mă. Ha? Ia faliment acum. Vorbesc serios. Și 70%. Deci nu 7%, la 100, 70% din facturatul meu era outstanding invoice. Outstanding, adică e, facturile neincasate. Adică banii noștri erau neplătiți. Da. Și așa zis, mai. Ce faceți aici? De ce aveți 70% neîncăsată? Și e, mi s-a făcut mi-a fost extrem de clar că pentru a reuși pasul meu antreprenorial, nu m-am dus pe calea academică, am vrut să fiu businessman, da? Ok, Jane, acum descurcă -te. Am înțeles că e, trebuia să fac propriul meu sistem de distribuție. Asta a fost un factor extrem de important pentru reușita a lui Dorna. E, ce s-a întâmplat? În In 94, îngroșiștii da, în Erai tinele. La... Da, da, dar da. Auzise și eu de, de parte. Nu, nu, dar auziți? Dacă, de... dacă, dacă te-am plictisit. Nu oprește nu. discuția. Pentru mine da... e fascinantă, pentru că mi-aduc aminte de, de anumite lucruri. Ingroșii care aia. aveau puterea. Și banii. Era cam capitalism așa, salbatic, de Wild West. Să... Poporul a vrut să bea apa. Întotdeauna cumpara de la ingroșiiști apa. Ingroșiiștii. În casa apă de bani, și în loc să le da la fabrică, da? cumpărau zahăr, cafea, țigări, whisky, le făceam working capital, în două vorbe. Da, da. De ce? Pentru că eram dependenți ca producătorii. Toată industria apelor minerale din România a suferit. Nu exista supermarket modern, da? Modern trade nu exista pe vremuri. Exista îngroșiști, angro, și exista și anumite societățile de stat, mama, adică vai de mama lor, care și ele nu mergeau prea bine. Deci Cătate. banul nu venea pentru, nu pentru că produsul nu merita să fie vândut. Pentru că se oprea undeva la îngrosiște ăștia care nu Pentru mai... că intermediarii folosau capital de lucru pentru ei. Da. Cum elimini acest fenomen? Ma, te duci și faci sistemul tău de distribuție. Și a fost găsit un om care vor fi pe viața recunoscător la el, se numește Ion Ghica, era președintele lui BCR, care m-a împrumutat primul milion pentru a face, a cumpăra dacii, da, am cumpărat, am când erau, 150 de dacii papuc, și navete, și sticlele, se pot să me duc eu, să livrez eu, să încasez eu banul și să merg în o sănătate financiară. Uh, da. E, a fost uh, și o colaborare cu Cala Ferata. Cala Ferata, uh, avea niște spații de depozitare, de coleteria nefolosite uh, și am spus, mă, eu nu am 500 de camioane, chiar concurentul meu american N-am 500 de camioane. Cum să facă competiția cu ei? Dați-mi -o, o, o, un tren închis între Batrădornă și, și București și mă amintesc că faceam o desfacere care corespundea la 650 de camioane, pentru că veneau un, un tren Dorna, se numea, pe vremuri, Da. Da. Când mi -am adus dus prea departe. Nu, v-am dus în amintiri. Lasă nu face da, publicitatea la, un dat... la Dorna. E primul meu copil, s-a casatărit, a plecat, nu mai e numărul unu al țării, e cu de acolo Dar unde s-a dus Dorna? Unde s-a măritat? L-a plăcut un american și l-a luat. Coca-Cola? Da. E... Dar cum a venit Coca-Cola la dumneavoastră și a luat Dorna? Păi cum a venit patronul Coca-Cola la mine și mi-a spus, eu un produs care se numește Bonacqua. Eu am 27 de țări de Coca-Cola și tu ești inginer arhitect. De ce tu ai 20% din piața și eu am numai 4%? Și a zis, ok, pentru că nu are rost să văd ce trebuie să fac eu ca să nu mai am 4% și să am mai mult, mai bine te cumpăr. Da. Da, m-au făcut o ofertă care nu era de refuzat. Uh da, era prima dată că am coborât niște scari, nu treapta, 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 știi? L-am coborât ca un... Direct... <laughs> Cum se numește asta? Să nu la copii. Care... Topogan. Da. E prima dată că am coborât o scară ca un topogan. Perfect. Și Coca-Cola a venit și practic v-a luat copilul, Dorna. M-a luat primul copil. Primul, dar mai era și laptele Dorna, tot al dumneavoastră era? Deci de ce am vândut? Am vândut pentru că deja uh, uh, aveam în început, coincidența a făcut că unde sunt izvorele frumoase, sunt și pașunii. Sunt pașunii, sunt uh, oamenii, gospodarii, erau vacile, uh, era acesta Flora Montana, calitatea laptelui excepțională, reputația, uh, erau produsele dorna lactate, știți, erau da. peste tot și pe vremuri. Uh, da. E, e, asta a fost o coincidență fericită. Unde sunt izvoarele, sunt și pașuni și vaci. Și a zis, domnule, dacă tot am izvoare și apă minerală, hai să fac și un lapte. Dacă totul am un sistem de distribuție. Pentru care am luat și un milion de la cec și oricum am luat 150 de mașini papu ca să meargă. Ne urmărești perfect. Exact. <laughs> da. Hai și... să iau și lapte. Da. Și am vândut uh, Dorna pentru a dezvolta lapte. Uh, uh, am A mers foarte bine, era primul lapte UHT, da. Se întâmpla să fiu omul care a făcut prima apă plată în țara și apa plata asta e 55% al pieții, deci vindem peste minerala. Plata, apa minerală naturală, necarbogazoasă plata, așa se spune oficial în România, apa plata e 55, minerala carbogazoasă e 45. Când am început eu plata, era 0%. Da. Zero! Nu există de noțiunea de apă nu. plată în România. Deci am început apă plată, eram cam, e, pionier și am început și, e, și lapte UHT, care nu avea nevoie de a fi e, sub lans de frig. Da. Lans de frig era extrem de costisitor și de aceea toată industria locală pe vremuri s-a dus praf. Uh, nimeni nu avea investiții, se recești la fabrică, se recești la transport, se recești la angroșii, se recești la magazin și se-l în 3-4 zile pentru că e lapte pasteurizat. Uh, uh, ideea genială cu lapte UHT era că șase uh, luni n-ai nevoie de frigă. Deci cu același sistem de distribuție pentru apa minerală, mergea și lapte UHT. Da. Și așa făcut. a făcut laptele Dorna. S-a făcut laptele Dorna la Dorna. La Dorna. Exact, la Dorna. Lapte Dorna. La Dorna. Și l-ați vândut și pe asta? Bă, mă l-a cerut, nu l-am vândut eu. Bă, m l-au cerut în 2008. Cum adică l-au cerut? Cine? Bă, a venit numărul 1 mondial, Lactalis. <laughs> Cel care face un prezident Cam okay, Camembert, și, prezido, și... lapte, lactel. Și l-a cumpărat și pe asta? Da. Deci mi se pare senzațional. Deci a venit Coca-Cola, a luat Dorna, a venit uh, numărul unu uh, mondial uh, pe lactate, a cumpărat la Dorna și dumneavoastră nu mai aveați nici apă minerală, nici apă plată, nu mai aveați nici lapte și ce ați făcut? Am început, uh, începusem agricultura mare, începusem uh, 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 se uh, schimbă toate vițe de vie de la Sâmburești, adică se replantam cu material genetic serios de, adus de la Franța. Uh, și nu, nu era. Și, de fapt, când am văzut. Uh, lapte, eram deja ieșit din interzicerea de a reface apa. Cât timp ați avut interzis de la Coca-Cola să nu mai puteți gestiona o altă apă minerală sau trei. apă plată? Trei, trei ani de non-competition. Deci trei ani v-au zis... să. Uh, nu, m-au cerut zece, am dar eu am spus că dacă vreți doar la 3 e maximum. Deci trei ani pot să stau liniștit, dar după aia nu vă mai garantez. Da. Așa s-a <laughs> semnat. Și uh, nu vă întreb câte zeci de milioane ați luat pe, uh, pe Dorna, dar după trei ani, cum ați găsit acolo Carpatica? Uh, asta e o, o povestie care are de făcut cu moralul și etica în business. Promisiunea lui Coca-Cola era să merge Dorna peste tot hotare. După două luni că s-a făcut tranzacția, m-a anunțat, eram și președinte Consiliului de Administrație pe vremuri, am rămas două luni, m-a anunțat că s-a schimbat strategia și Dorna se va retrage și din Grecia, unde era numărul 2 al pieței, Dorna era numărul 2 al pieței în, 2000, în 2002. În Grecia. În Grecia. I A depășit pe eu. Era numai o apă locală tradițională, se numește Suroti, care e numărul 1, și Dorna era numărul 2. Și îmi retragi mie Dorna de la Grecia, unde m-am așa, deci. Era să... orgoliu. Pa, ego. Era credința. Că suntem obiectiv mai buni decât sifonele care circulă în Grecia. Deci păi, ce treabă mai aveți? Vă cumpărați coca este un sifon, stimate domne. Am înțeles, dar vă cumpărați Coca-Cola, vă dăduse bani. ce treabă mai aveți? să facă ce vor cu apa lor. Dar vă nu, durea, nu vă plăcea. Nu, asta. nu, te asociezi tu cu. Dar era... o garanție personală pentru calitatea unui produs. Adică era, ce, știți, nu era se prea construiește... mult implicat emoțional acolo. Un brand nu e ceva subiectiv, nu se construiește singur. N-are ADN lui. ADN dai tu la un brand. Adică tu spui că vreau aceste parametri, vreau aceste exigențe, vreau să arate așa, vreau să fie asta calitate. Deci tu insufli la brandul la brandul ăla, da. Nu, și... nu mă înțelegi? Ba da, mă înțeles perfect. Dar nu e normal ce spun. E foarte normal, dar în același timp, parcă văd că nici nu să nu acceptați că, practic, dorna era a lor și puteau să facă ce vor. Dar vă durea chestia asta, că nu făceau mai bine decât făcuse Nu, noastre. mi dura promisiunea că va merge internațional. Nu l-am scris pe hârtie și promisiunea s-a retras. Adică tu, dacă dai un cuvânt și spui, vom face așa, și eu nu te pun să-l scrii, după ce s-a făcut afacerea, o faci sau nu? Pe păi o faci, că trebuie să te de cuvânt. E, nu s-au ținut. Și? Așa da? Ok. Așteptați. Se trece trei ani. <laughs> Mie mi se pare fascinant cum. Uh, uh, practic, uh, v-au pus foarte mulți uh, bani în cont. Uh, 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 V-ați dezvoltat o afacere cu vinul tot nu va lăsa, nu, chestia asta să stați liniștit. A zis, nu, domne, nu contează pentru mine treaba asta, eu o să le arăt lor că o să, o să fac ceva mai bun. Nu. M-au promis că mergem peste toate hotare. L-am menționat. Și asta a fost pentru... Și după a... două luni, au retras acesta strategia de long term. Și atunci a zis, gata. Și m-au spus, pa, nu mai mergem în export. Mm -hmm. Dar era un cuvânt dat. Și eu, așa fericit că am încasat așa, nu l-am pus pe scris. Deci am făcut o greșeală. Dacă era pe scris, îl făceau. Bine că nu l-au făcut. Că dacă îl făceau, nu descoperam o apă cu zero nitrați. Adică, acest... Uh, uh, nu pot să spun conflict, că relațiile mele sunt extrem de tipice, formale, draguțe, simpatice și cu patronilor. lor, Da? și cu, și cu societatea și cu managerii, deci nu m-ați auzit să vorbesc. Nu, că... clar. Niciodată. Dar nu, niciodată. Am luat un banuț, nu vorbesc curat. Nu. Dar promisiunea neîmplinită, da? Mai liberat pe mine, acest challenge, mă, aici avem țara patria minerale, ce stăm să bem numai noi apa, dacă avem apa să alimentăm jumătate din Europa, ce stăm cu ea aici? Dacă avem apa de, de, un gust mai bun și mai curat ai nitrați, deci, de ce o pastram aici? Se merge, se curge pe apa sâmbătei. Și atunci? Se curge pe apa sâmbătei. Da, eu vorbă românească asta, să se ducă pe apa sâmbătei, să curgă pe apa sâmbătei. De adică ce? Adică să o arunci, să de nu ce? Stai nimic ai ceva care poate fi valorificat. Bă, valorifice. ah, ok. 2005 se termină acesta trei ani și spun la echipa mea care me iubește și care m-a urmărit și care erau așa, hidrogeologii, măi, mă, mă duceți aici 10-15 apele, vreau să le degust și ne relanțam la apă. <laughs> și m-au dus 14. Și din 14, prin gust, da. da. Degustativ, din nou. Din nou gust. Gust. Simți. Simți. La papille. Le, le palet. Da. Paleta aia, buchetul ăla de acolo. Da. Buchetul palet al apei. Bravo, Catalin. Foarte bine spus. E prima dată că-l aud. Paletul apei. E, selecționez trei și spun, bă, trimiteți aceste trei la laborator, vreau să văd ce au la interior, ce au în burta. Adică da. ce fizicochimie au. Și unul iese fără intrații. Mă, lasați-mă în pace, mă, nu, nu există fără Dute de aici. Și la Amazon, și la Africa, și unde nu există activitatea umană asta, știți, care da. nu matura, da? Care poluază. Și refacem, iarăși zero intrații ok, am spus, așteptam primăvara să vor topi zapada, zapada va trage toate substanțe de la suprafața și se va, se va găsi niște trase de nitrații la apă. Zero. Bun, băieții, trimiteți la cel mai prestigios laborator din Germania apele noastre și să vedeți Da. Zero nitrații. Catalin, nu-l credeam timp de patru ani că se poate să existe un izol cu zero nitrați. Pentru că, că o frunză, o, o frunză, în o frunza care se decompune, dă da naturii e, elementele din ce s-a constituit. Deci s-a constituit de nitrații, le dai înapoi. Adică asta este o, o contabilitate simplă, chimică, în natura. Nitrații au devenit uh, clorofila și planta, planta moare, dar... Nitrații înapoi solului. Traților. Deci și la apele cele mai vergine de suprafață, nitrații sunt. ce asta magia, domnule, la noi, la Carpați? De ce avem singur izvor din lumea fără nitrații? Și când am spus prima dată, în 2010, 11, la publicitatea, Bărau și românii, majoritatea romanilor spune lasă mai e o găselnică a lui Valvis de marketing. nu e adevărat. Nu reușeam să convin pe nimeni. Că e... Avem un diamant, băieții! Uite, alo, da? alo, avem ceva deosebit. Deci, e, e genial, e din domeniul metafizic. Și? Si? Și? Și au plimbat uh, concurenții noștri, iubitorii de noi. M-au plimbat la CNA, nu știu, de 6-7 ori, M au pierdut în fiecare dată, până astăzi, până astăzi, 12 ani, 12 ani după prima contestare și nu știu câte CNA, CNA, a? da, da Național a am cunoscut spune... toate comitetele acolo, <laughs> pentru că ne spunea... cunosc pe toți acolo. Pentru că spuneați apă fără nitrați și atunci erați reclamat de concurență că nu există așa ceva, nu? Și că de fapt e un mesaj fals. Uh, da, pentru că. Ce? Pentru că n-am dovedit că sunt, făr, că, uh, sunt singura. Am înțeleg. Nu, nu, da, uite. E legea, în avocația, avoca, au o expresie. Uh, probatio diabolică se numește. Mai știi, Cătălin, nu ai tu să-mi dovedești că nu ești un asasin. Da, da. M-a dovedit că nu ești asasin. E mai greu să dovedesc că înțeleg. E perfect. negativ. E negativ. Dacă ești tu asasin, un procuror trebuie să-l spune. Exact. Dar tu nu ai să mergi și să spui pe piața publică Băi, eu nu sunt asasin. Vreau să... Nu ai cum să-l dovedești că nu ești asasin. Asta vă opuneau ei pe dumneavoastră să faceți. Se dovedesc că sunt singura. Dacă crezi că există al doilea, te rog frumos, adu-mi la masă, pune-l aici în față. Exact. 12 ani. Nimeni n-a dus o sticlă. 12 ani. Dar m-au pus așa, m-au trimis la procurorii, am trecut cu susemnatul, s-a dat nupul, bineînțeles. înțeles. toată lumea era nemulțumită că există un diamant în România. Pe care pusese mâna. Pe care îl descoperisem, pe care l-am valorificat, pe care nu l-am lăsat să curge pe apa sâmbătăi, cum e curge alte o de izvoare. Apropo, dacă vrei, da? Că ved multe, bă, ce a venit Jean și Ine. Mă, o mie de izvoare, vă rog, poftiți! <laughs> Folosiți-le! Creați o reputație, exportați-le! Să nu merge pe apa sâmbătăi, deci... Și, și, este și ceva altă. Este un izvor a României, un izvor din regiunea dolnor, al Bucovinei. Este un izvor care o zi valvis, ne spune Dumnezeu, Jane, vino, e o zi plec. Izvor remane. Și reputația țării continuă să fie legată de un diamant. Deci... Adică sunt profund mulțumit când ved succesul la exportului și când pun și o pietrițică să fie creată o reputație al țării. Eu nu spun branduirea țării, că cam așa mi-au glandele intelectuali, cu, cu discuția asta cu, cu branduirea țării. Branduirea țării e trop gros, e... e o chestie prea, prea grea. E, și trebuie chiar minții foarte fine, care nu le identificam ușor, <laughs> pentru a face o strategie. Mă refer la frunza, da? Da, da, da. Ești incurent. Da, da, da. da. Eu nu, nu spun să branduiesc. Când am început să vorbesc și cu guvernul și cu patronatele și cu Coaliția pentru Dezvoltarea României și să facem... Da, da, da. A, și de ce să faci tu pe apele minerale să nu fac eu pe turism? Sau se fie, de ce să fie vinurile și să nu fie serviciile IT? Și a început fiecare se trage... Spre ăștia, Uh, și tocmai de asta nu s-a făcut Coperta, cum spun da. este. Păi, pa... pluma pe el. Fiecare. Mă lasați să mă împace cu brandul țării. Eu vreau să fac o reputație. Una. Una. Dar să l fac. Și o zi se va vorbi de apele minerale din România și se va știa pentru toate producătorii că este ceva de prestigiu, de top. Uh, sunt făcute Rolls Royce, Maserati, Ferrari da? al apelor minerale în România. Asta vreau să construiesc. Și se poate. De ce? Pentru că avem multe apele bune. Bine, eu sunt intrați. Sunt. Ok. Avem spus. Messi. Mă rog, cu cine ții, tu? <laughs> Vă, nu vă dați seama cu câtă pasiune vorbiți. Da, Acesta e misiunea. Nu, dar cât de, se cât de... va publica după ce știm cine e campionul da. <laughs> Pentru că cei care ne urmăresc trebuie să știe, acest podcast este cu două zile înainte de Cupa Mondială. Și cu cine țineți? Messi sau Mbappe? Franța sau Argentina? Iubesc pe ambele echipe, dar cred că Messi merită să l ridică. Pentru că Mbappé are două, trei alte campionate și va putea și el. Am înțeles. De adică nu că nu-l merită Mbappé. Da. Îl merită și el. Am înțeles. Dar, dar Messi ar plăcea are... campionatul ăsta să fie câștigat de Argentina. O să vedem acum Nu, cred că este o, o justiția uh, etică, morală, cum se numește. E, e, e un, un merit care uh, trebuie să-l revine acestui om. Nu știu dacă ai văzut ultimul meci. Am văzut. Și a făcut... Ai văzut, a văzut pasa chiar, da, 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 da. da cum a triblat toată lumea. Și... Deci e, e o minunăție să-l urmărești. Deci, deci de... practic, oameni buni, acest podcast e filmat cu două zile înainte de finala campionatului mondial, al domnul Valvi să merge pe Argentina. Sincer, și tot cu Argentina țin la meciul ăsta și tot așa emoțional pentru a câștiga mesii Messi, primului trofeu de campion mondial, un trofeu care îi lipsește. Sper să apucăm și spunem și niște colinde. Da, spunem și niște colinde. Am început cu colindă, am început cu colinda, o să mai spunem unele în greacă și o să ne cântați, dar vreau să spun cum i-ați dat numele de Aqua Carpatica. Că ați da, găsit disforul ăsta, ați găsit, deci nu mai aveați treabă cu Coca-Cola, nu mai aveați... Uh... Aqua Carpatica e un brand al meu înainte să fac dorna. Nu cred. E un brand din 92. Păi și cum l-aveați? L-am depus la Osim. De ce Carpatica? Pentru că am aflat eu în 92 că limba română e o limba latină. Și eram așa desocată, eu credeam că este o limbă slavă. Eu, fiind grec, știți, balcan, sub uh, România, nu știam că uh, românește decât... De... Eu am învățat românește în 92. Am început să învăț. Până astăzi învăț. iertă <gătă -i> <Iar>, da, <gătă -i> nu, nu pretind că știu românește. Deci, încă fac greșelile și toată lumea me corectează. Dar... Uh, Uh, eram șocat în 92 când am aflat că romana nu e o limba slavă, e o limba... Pentru că vecinii noștri, bulgari, sârbii, nu știu ce, slovacii, ucrainienii, ruși, tot slavi. Da? E cum e la mijloc, ai o limba latină. Și m-a plăcut așa de mult că am scris aqua, vezi, nu e cu si, da? nu e cu că, cum scrie? Da, cu Q. Uh, nu e cu C. Că uh, rămânește. Da. Uh, uh, Italienii pun un A, Q, Q. Uh -huh. Da? Facem și cacofonie acum. <laughs> Dar uh, uh, m-a plăcut acest aqua care e scris în latin și carpatică pentru că. Pentru că. Îmi plac foarte mult Carpații. Sunt îndebunit cu acesta, acest munți. Și, de... și chiar, chiar e nebunit. Și atunci în 92 mai aveați numele ăsta înregistrat la OSIM și ați găsit Poate să nu fie asta. 92, poate să fie 93. Bun. Dar, în... dar l-am depus înainte să depun uh, numele Dorna. Ce... Și când am făcut tranzacția cu ei, l-am spus băieții, ăsta da. nu l vind. Asta rămâne la mine. Vorbesc serios, Cătălin. Și aici au bine, mă, să nu nicio treabă cu nu era cunoscut la nimeni. Dar l-ați făcut după aia cunoscut. E bineînțeles că, practic, monopolizez cuvântul aqua, deci aqua semnă apa. Mamă, ce... ce Dar e frumos latin. Nu uitam că populația spaniolă din pământ e, numărul 2. Limba, limba e numărul 2. Exact. Deci aqua carpatica este extrem de fonetic, de vocal, da? Pentru America Centrală, America de Sud, spaniolii, italienii și e, e, și curat ca... Numai americanii au o problemă. Carpatica. Adică, da, americanii au o problemă să-l pronunț. Uite, nu v-ați gândit la asta atunci în 92, că la un moment dat s-ar putea să ajungă și în America apa asta și o să le fie greu să pronunțe. Nu m-am gândit pe vremuri. <laughs> ne scapă niște chestii. Și a făcut Aqua Carpatica, care a ajuns să, 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 concureze primul copil. Da. Și o, o, zi, citesc ziarul financiar, a fost foarte, foarte haios, foarte haios. Nu, nu m-am dat semna eu, Financiștii de la ziarul financiar scot o știre, Aqua Carpatica a depășit vânzare de trei ani după existența noastră, sau patru, sau trei sau patru, nu mă amintesc. Era... V-ați bătut propriu? am avut două fete. Una s-a căsătorit cu Coca-Cola, una a rămas acasă. Dar numai Ceea ca și... din casă performează mai bine. Aqua Carpa. Numai... Înțeleg. Înțeleg, numai da. că și asta, la un moment dat, și-a găsit pe cineva care i-a făcut curte aqua Carpatica. Că a venit Pepsi. Da. Asta mi se pare genial. Adică să faci o apă minerală pe care ți-o cumpără Coca-Cola, apoi te ambiționezi, faci o altă apă minerală și plată, Carpatica, care o bate pe prima, da? Și vine Pepsi, rivalului Coca-Cola, și... Vreau să o cumpere. adică asta mi se pare genial. Da, niște directorii mei m-au propus să mergem să depunem o cerere la record de. Carta Recordurilor? Guinness. Guinness. Că sunt singuri, că am făcut deal cu ambi. Și cu Coca-Cola și cu Pepsi. Da. Dar mă rog. Că... Sunt extrem de bucuros, că am reușit să conving la... la dorința lor exprimata, să ne asociam. Sunt extrem de onorat în primul rând că a avut încredere în mine și se acceptă să fie minoritari la o societate pe care conduc. Me... E lucru care mă onorează ce mai mult. Nici banii, nici așa, alte recunoștințe. Deci, faptul că ai o multinațională care face 110 miliarde Face 110 miliarde de vânzare anual și vine și acceptă să fie minoritar la tine acasă, unde tu ești pe volan. E, e o satisfacție morală a Catalin care e dificil să-l descriu. Pe o parte, e de înțeles că oamenii au văzut că dacă n-ați mai fost la cârma uh, celeilalte ape, lucrurile poate nu au funcționat uh, cum trebuie. Și au zis, domne, am luat Aqua Carpatica, dar trebuie să ținem și managementul aici ca să funcționeze exact cum trebuie, mai ales că viziunea noastră e ca Aqua Carpatica să fie un brand peste tot în toată lumea. Da. Da, și domne ajută, suntem în 16 țări astăzi. În 16 pe țări Aqua Carpatica, am văzut la Londra. La Londra? La Londra suntem la chiar la niște locuri frumoși. Exact. Deci suntem la Tesco, la Sainsbury, deci cei doi mai mari retaileri. La WH Smith, la toate aeroporturile, garile, știți, sunt niște chioscurile cu magazine, apă, suburi. Da, și acolo găsește Aqua WH Smith, da. Și găsești Aqua Carpatica. Găsești Aqua Carpatica, suntem la Los Angeles, la Gelson și la Bristol Farms, suntem la Whole Foods la San Francisco, suntem în Israel, în Arabia Saudită, în Dubai, în Grecia, 16 țări. E foarte multă muncă, să știți. De unde deci, mi, mi dau energie? semn acum că trebuie să uh, triplez, quadrupleze departamentele de branding, departamentele de social media, să-mi găsesc asistenții în marketing, să. A, ah, Polonia, cum mergem masiv în Polonia, mergem masiv în nord-est american, pe camioanele lui Pepsi. Deci, uh, 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 România, patria apelor minerale, o realizez cu brandul meu, cu diamant acest unic care care din munțile binecuvântate a României, din Carpații al Bucovinei. E, e, e un proiect foarte frumos, foarte frumos. E, și la întrebarea copiilor mei, mai tata, ce lucrezi așa? Stai, stai puțin. Catalin, tot aceste chestii nu le faci pentru banii crede -me. De altfel, eu nu știu să cheltuiesc bani. Avion nu am, yacht nu am, vilă la Can nu am. Deci, placerea e la proces creativ în cursul, parcurs, pe parcurs. Nu este să ajungi la o destinație. Nici măcar știu care este din ația. Dar procesul de a genera conceptele, campaniile de comunicare, creația grafică și creativă. În toate sunteți implicat? Da, asta, asta mă nebunesc, asta sunt esența. În toate. Esența. toate. să Ați avut decizia asta cu că sticla să fie pătrată? Da. Da. Da, pentru că m-a plăcut foarte mult arhetipul acestei sticlei... Acesta sticla are un arhetip geometric din 1866. Lăsați ce spune sârbii care vrea să speculeze succesul nostru. Acesta sticla se numește French Bottle, s-a depus uh, uh, trademark la Pittsburgh în 1866 de o industrie farmaceutică. Erau cei sticlari din sticlă din sticla care faceau acesta French Bottle. Și ce semna French Bottle? Semna un paralepiped cu colțurile tășite. Da, exact. O pronunț bine? Da, tășite. da, teșite. Da. Deci este French Bottle. Ok. Bun, am pus ceva care este respect la... Coloana infinitului. La coloana infinitului. Uh, sigla și decorativul asta este făcut de un designer străin uh, al am cumpărat drepturi pentru să pot să-l folosesc. Nu este de la mine. Adică e AC asta că îmi da. place. Îmi place extrem de mult. Atest, e AC. Uh, e, e un simbol foarte puternic. Și original. Care înseamnă aqua carpatica și care asemănă ca un picatura. Deci e... Face sens logo. Deci orice și nu uitați că ăsta... acest design are 12 ani vechime. Mi -mi o că... vedem 12 ani. Vă imaginați cât e încă modern, abstract, constructiv, minimalist, serios, neîncărcat cu cu, cu de loc baroc, deloc loc art deco, deloc de loc de, deci nu te plictisești de el. Este încă modern. Asta înseamnă arhitectul o, să fie mulțumit de produsul pe care l-a făcut. Dar în toată perioada asta, între aceste ape minerale, între vinul Sâmburești și toate, la un moment dat erați cu fotbalul. Erați e... la rapid. Da, fotbal a fost o mare iubire, fiindcă curge sânge vișiniu în mine, să știți. Dacă am face o picătură, e vișiniu aici. Deci, rapid a, a rămas în suflet, în continuare. A rămas, dar a rămas și ca o mare. cum să Dezamăgire? Numește, rana. De ce? Rana. Cât ați fost la Rapid? Fost Pentru anționat? că am avut o idee genială în 2006 Se curăț finanțele clubului, să transform asociația sportivă într-un ESA. Eram primul care l-am făcut. Se pun un auditor internațional, se curăță finanțe, se transform fotbal într-o industrie sportivă, nu domnule, un telefon, blaturi, faxuri, banii, sacoșe, valize, tribunale. Asta nu e fotbal. Deci am vrut să curăț situația și să fac o industrie sportivă cum e Barcelona, cum este Manchester United, un club mare cu departamente de marketing, cu directorii, cu responsabilitățile, cu un stadion. Vorbisem chiar cu președinte pe vremuri și cu sectorul 16 6. Sau 6, da? Nu, 6. Pentru stadion? Pentru stadion, să putem să le renovăm. Cu 5 milioane capital care am înființat, am vrut să înființez rapid de sa, puteam să avem banii ca și 5 milioane și cu 5 milioane în 2005 băncile te dădeau 110% din 5 milioane. Să știți că băncile atunci te, 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 nu te ajutau, te vânau să te dau banii. Dacă avea 5 milioane în buzunar. Și puteam să facem un stadion de 45-50 milioane. E, am fost minoritar la rapid. N-a minute... contat viziunea mea. A contat viziunea cuiva alt. A... Lumea îl descrie că zgârcit. Dar, mă rog, eu spun că n-a avut viziunea că nu m-a urmărit. N-a avut viziunea. Viziunea. Când conduci un club și când vrei să faci performanța internațională, cum Maco Carpat că va câștiga campionatul Apelor Minerale Mondiale, da? Așa trebuie să fie și cu fotbalul. Așa trebuie să fie cu fotbal, să ai transparență, să ai departamente, să delegi puterea, să ai curățenia la finanțe, să distribui la, 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 cei mai fanatici niște acțiunile, se vine și ei să se exprimă, Se produci materiale de marketing, să are celălalt caschetă cascolul lui, să ai un stadion unde soția ta să poate să merge la o toaletă fără să te rușine. Adică, Atât de multe schimbările. N-am reușit, Catalin. E un eșec. Am decis că niciodată voi fi minoritar la o companie. Deci în urma acest experiment, experiența asta e decizia. Niciodată minoritar la o companie. Niciodată. Pentru că niciodată. viziunea nu va mai putea fi pusă în practică. Viziunea frumoasă nu va putea fi controlată și executată. Și am declarat într-un mod public, de mulți ani eu declar, Jean Valvis este incompatibil cu fenomenul fotbal din România. Din România. Sunt incompatibil. Sunt cu o altă abordare, o altă mentalitate. Îmi pare rău că îl spun, dar uh, din momentele astea unde mi spunea Rezvan Lucescu uh, Eram vicepreședinte, ca minoritate. Președinte, era domnul Copos. Da, domnul Copos. Mergem la Rotterdam, jucam cu Feyenoord. Veniți să fiți alături de noi. George ne spunea, măncam 4-0 și nu mai vreau. Nu mă duc. Nu te duce, Jeanne, te sfătuiesc, nu te duce. Eu am spus, mai ești vicepreședinte, sunt vicepreședinte, particip, trebuie să susțin oamenii asta. Și m-am dus și am vorbit la ei, la ședințele premergătoare. Da. Și aveam și noroc. Am avut un noroc uriaș când a început această poveste, de acolo a început. Super parcursul rapidului, cred că 2005, 2005, 2006. Făianor era pedepsit de la UEFA e, din cauza racismului. Era gol. Stadionul, da. Stadionul gol. Măi, băieții, vedeți ce scriu ziarele? Și la arată. Habar nu am eu de, de, de olandeză. Blofa tot. Vedeți ce scriu ziarele? Ei se frică. Vedeți că scrie rapid aici? Ei se frică de voi. E singele vostru cu singele lor pe teren. Și am făcut acest unul, 1 Care a început o epopee după. După am câștigat și la Donetsk, am câștigat Pau, că am câștigat vorba... trei cluburi germani. Deci mă amintesc, era la Berlin, la Stuttgart și încă unul. Că de fapt era vorba de încurajarea aia pe care le-ați dat-o și de care aveau nevoie. E, eram, toată -tota conducerea era într-un pachet atunci. Energia asta care poate să-ți dea aripi, adică... E, colaborarea și, de, și, și... Cum se numește domnul Gheorghe Dinu? Da. da. Vama? Da. Era alături de Rezvan și Rezvan era alături de... Controla foarte bine... Vestiarul. Uh, vestiarul foarte bine. Este o arta la el. Uh, era un parcurs frumos care s-a terminat cu un 0-0 la Giulești și 1-1 la, la Lia Manoliu. Și a trecut. Uh, pentru mare dezamăgirea noastră, a, a, -a, a trecut spus? Steaua. Da, aia a fost povestea noastră cu fotbalul. Da. Dar știți ce vreau să vă întreb? Oamenii au văzut, deci cum ați pornit, cum ați venit în 92, v-ați dus la hotel, ați luat sticla aceea care ne arătat bine, ați băut apă, ați dezvoltat toată povestea asta, cu apă minerală, apa plată, vinul, fotbalul. Dar unde v-ați născut? Care-i povestea dumneavoastră? Dezvoltam și asta. Da. C unde, cum v-ați născut? Unde? Mama mea era la Geneva, deja. Când era cu mine, la burtă. Deci, în Elveția. În Elveția. De unde vrei să începem? De la de... bunic? De la tata? De unde vrei? De astra bunic? Nu, de unde sunteți? Al cui sunteți? Știi o vorbă în România. Din asta al cui sunteți? Deci sunt uh, nepotul unui santorinian. Ok. Bunicul pleacă de la Santorini în 1907. Se dezvoltă ca un bun inginer în Egipt și în Sudan tatăl meu naște la Sudan și saracul are o problemă de inimă, de copil. Încearcă la Geneva să se face bine, nasc eu și fratele meu, dar în 62, la vârsta de 8 ani, îl pierdem. Deci când dumneavoastră aveați 8 ani, l-ați pierdut, pe... pierdut tatăl. Hristos. Și mama mea nu mai vrea să aude de Geneva, era și foarte tiner. Și avea 25 de ani. Și spune, eu nu mai stau aici. Îmi mintește multe probleme. Plec. Și se întoarce, mă rog, parcursul meu după a fost să fac o foarte bună școală la Atena, liceu, adică gimnaziu și liceu, după am făcut școala Politehnică de Atena, după vorbând prima mea limbă, vorbind franceză din Geneva, unde eram până la 8 ani, m-am dus la Sorbona, am devenit un intelectual pe vremuri, așa, val de mine, ce teoretic eram. Foarte teoretic. Tremur la ideea când... <laughs> cum mă gândeam pe vremuri. <laughs> Prea mult. Și, un moment dat, cum te-am povestit, am, am avut acest dilemă: cariera academică sau cariera profesională? Ok, dar v-ați născut, deci v-ați pierdut, tatăl când aveați 8 ani? Da. Și atunci? De la, de la nașterea mea până la acest moment, am trecut copilăria mea la Geneva, am mers prima dată la o școală primară. Elvețiana în limba franceză, și când am pierdut tatăl meu, ar trebui să încep limba greacă, fără să vorbesc nimic, adică era foarte dificil. Și fratele? Fratele meu, la fel, linga mine. Și fratele meu francez, născut la Geneva, și la vârsta de 5 ani, ar trebui să se pune și el la. O grădiniță greacă. Da, cum e povestea asta? De multe ori, știi, îți pierzi un părinte și copiii nu mai se duc așa spre școală, pentru că poate nici mama nu mai are timp să se ocupe 100% de ei cum trebuie. Ați fost focusat așa pe ce aveați de făcut. E foarte delicată întrebarea ta și foarte bună. Și mă amintești bunica mea. Bunica mea, mama mamei, E una din primele inginere constructori din, din, Grecia și ea de la Santorini care cu ambiții era o personalitate aceasta, Zmaragda nascută Zmaragda Contaratus și m-a sfătuit când am pierdut tatăl meu, m-a spus, Jane, o chestie să faci în viața ta. Să investești aici. În cinușia ta. Asta, asta e sfatul pe care l a primit de la bunica noastră? Da, de foarte mic. Să investești în tine, în mintea ta. Nu, în mintea mea, în educația mea. In, se citesc, se evoluie, adică toată investiția trebuie să fie în educația, în citirea, în uh, cunoștințe, in, uh, asta e cea mai importantă investiție că trebuie să facem în viața ta. Acest fapt frumos, am avut noroc, Dumnezeu să-l ierta și Zmaragda me l-a dat. Uh, era o persoană foarte dificilă, foarte austeră, foarte exigentă, să nu vă spun ce mi-a povestit tăt bunicul. <laughs> nu. nu era ușor nu cu smaragda. Nu era ușor. Nu era așa. Era foarte exigent. A, ah, apropo, eventual am luat multe de la ea. Deci bunica, exigența ei... Bunica a făcut Politehnică. Vorbim serios. S-a născut în... în 16. 1916, da? Și era una din primele diplome de inginerii constructorii din Grecia. Și apoi dumneavoastră, totuși, cum nu v-ați un anturaj? Că în ziua de astăzi se întâmplă de multe ori treaba asta. Un anturaj greșit te duce pe un alt drum. Dumneavoastră să știați că, bă, mi-a zis bunica, că trebuie să investesc în materia mea. Nu, celușii. nu, dar am avut norocul să intru într-un gimnaziu-liceu, care se numește Varvachius. o școală modelă de la Atena, unde toată lumea ieșea și avea, avea, cariera universitară garantată. Deci, de aceea și am reușit să fac și școala politehnică. După școala politehnică, chestiile devine mai ușoare, Catalin. Deci, se asezează lucrurile. Deci, ești un inginer arhitect, faci cariera la Sorbona, da. Uh, Dar cum v-ați înțeles cu mama? Pe tatăl îl vi l mai duceți aminte? Da, am, am imagine. Am imagine. Pentru că la 8 de asta zic. E... Puține, puține. Uh, niște certe, niște cadouri care mi facea. facea. Mă amintesc că Cum aveam 4-5 ani, eram la un apartament la Geneva, și aud muzica It's wale, uiți bini, tini, wini, wale, pacă, tacă, tini. Da? Da. Și asta la un copil care e, e sonor, este încă interesant. Uh, o știi? Da, da, dar știu, știu piesa, știu exact ce zice. Și spun lui tatăl meu, măi, tata, ce frumos acest cântec. Era un tine, așa, foarte haios, foarte... Și sună suna Suneria. suneria de la ușă, tac, 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 mi se valbis, Iorel Pe, pe ascuns, a sunat la magazie și a cerut să mi vine discul acasă. A, să te spun că nu aveam internet pe muri. nici putea să-l găsești altfel. Adică trebuia să te duci la, la... la... Adică tatăl dumneavoastră a văzut că vă place, că vă bucură și vi l-a comandat imediat. Mai la comandat, într-o oră, l-aveam acasă și l-auzam. Mânca foarte bine, era un gurme. Da. Mă amintesc, mă amintesc. Dar aveți așa e, riscam să mergem spre psicanaliză cu discuția noastră acum. Nu, nu, dar mă gândesc că aveți așa... așa e... Mă me, 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 zguduiți puțin. Nu, dar mă gândesc câteodată că indiferent câte lucruri faci în viață, indiferent câte lucruri reușești, tot la amintirile astea cu familia și copilăria ajungi. Da, am avut multă iubire când eram mic. Am simțit uh, oamenii să mă sprijin. Părinții, familia? Da. Mama la fel era? Mama este o persoană... Sau mama o mășterea pe bunica, dură? Nu, 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 nu. nu. Nici o relație. A unul dulce, zimbește bine. Acum este bolnava de 2-3 ani. Câți ani A... are? Vârsta mea, a plus 17. Să vă trăiască. E în România? Are problemele de sănătate serioase acum. E în România? Nu. Nu. E la Atena. Și vorbiți des cu dumnezei? Este la o fază dificilă acest moment. De mulți ani. Cred că asta e, e cea mai mare durere a unui copil că nu poate să facă nimic e, cu toate care avea toate e inca posibilitățile cu noi, din lume. E încă cu noi, dar practic ca spirit e plecat. E dificil de gestionat. Și facem tot că putem în familia pentru pentru că n-ai nimeni forță să se spui scot uh, aparatul de la briză. Nu poți să-l faci. Eu nu mă asum așa, mena, responsabilitatea. Deci, fac tot că se poate. Dumnezeu va hotărâ. Dar De sunt cre... doctorii care mi spune, trage. Și nu. Cătălin, nu pot să am decizia pentru cine trăiește și cine moare. Nu mă asum acest rol. Asta e un rol al Dumnezeu. De la mama dumneavoastră, ce ați învățat? Se cânt. Ea era o, vere, o fire veselă, cânta. Uh, avea o voce mai tare. Era o voce cristalină, superbă. E, e, sentimentul de frumos, cum se îmbraca, cum se cumpăra șarfe, deci vedeam când eram micuți. Un om foarte deschis, social, nu există. O persoană în viața mea să mă spune că s-a certat cu ea. Toată lumea mă spune, ce dulce m-a ce om calduros, ce... Da. Uh, f uh, cu multe prietene. Uh... Asta să începe cu și, și a trecut multe probleme. Și, și cu pierderea Tata lui meu și după s-a căsătorit și, și, cu niște boli al copiilor ei. Deci a fost un om care s-a chinuit prea mult în viață. Prea mult. Nu urez la nimeni să trece ce a trecut ea. Dar cu zibet. Vă aduceți aminte vreun cântec pe care l-ați învățat de super, rea? super frumoasă. Nu am pregătit o fotografie. Mai aveți momente când vă uitați la pozele cu părinții? Ba da, de aceea am și un folder special. Nu cred. Aveți un folder special? Bă, da, am în... un folder familie. Da. Dar mă refer și la pozele acelea vechi unde îi găsiți pe părinți? Vă nebunesc acum. Eu l-am găsit. Nu cred. Aici da. Aici cine? Mama dumneavoastră? ce femeie frumoasă și ce perle avea la gât. E frumos. Grecoică frumoasă, nu? Ia, să o so arătați așa, așa acolo, să so... Dansul so trage. Ea să, so, l so întoarceți doar telefonul așa. Oala. Cleopatra. Da și frumos că aveți în telefon pozele cu, cu părinții dumneavoastră de când erau tineri. A, și m-ai întrebat și de, de bunica la... Aveți poză cu ea? He. Nu cred. Stai puțin să-l ved prietenii noștri. O nu? vezi tu? E bine? Ia. Yeah. Aici e poza cu... cu bunica, mama mea este copilul cu albul... Pe deci pe? aici e bunicul dumneavoastră? Nu, 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 eu nu sunt acolo. Nu, bunicul lui mama. Nu? Tata Ta Tatăl mamei. Deci aici este bunicul dumneavoastră? Da. Ales Maragda, inginera. Bunica care vă dădea sfaturile. Da. Mama dumneavoastră. Da. Fratele ei. Fratele ei aici. Un unchiu. Și asta e mama mamei. Străbunica. Da. Ce amintiri! Mama dumneavoastră, până să aibă aceste probleme, a reușit să vadă că ați reușit? Da, da, și a luat multe bucurii. Pentru că nu cred că e o satisfacție mai mare pentru un părinte decât aceea să-și vadă copilul reușind. A luat bucurile. A luat bucurile multe și Uh, singura problemă pe care avea este că sunt un grec de diaspora, ea era în Grecia, cred că el a lipsit așa. Eh, și grecii, cum și romanii experimentez acum, uh, au cunoscut uh, cât de greu este să fie un uh, să, să fie un membru al diasporei. Adică să ai acest dor, nostalgia de, de locul tău. Și pentru că am și eu trei băieți. Să vă trăiască. Nu mă mulțumesc. Nu, nu, nu pot să-mi imaginez că trăiesc într-un oraș și ei sunt la 3000 de kilometri departe. Nu puteți asta, nu? Nu, nu, mă deranjează prea, prea mult. Și acum, prin extenso, înțeleg și altfel cum se simțea mama mea când eram la Sorbona, când eram la Geneva, când am venit în România de 30 de ani, dar a venit din București foarte multe ori. A venit, mergea la Hărăstrău și picta. Da, a, apropo, picteze, mama mea, am uitat să-l spun. Când a pictez, este, este firea așa, estetica pe care ea. Dar mi-a plăcut ce a spus mai devreme, că ați primit multă iubire de la familie. Da. Și cât de importantă e iubirea pentru un copil și pentru evoluția lui. Bineînțeles că întotdeauna sunt momentele de singurătate, de, de, de constringerii, de... ești la colci, ești singur, nu știi cum se hotărești, ești constrins, ești în conflict, ești... În situația dificile. E, acolo trebuie să ai reperele tale interioare. E nevoie. Ajută. A fost mereu un tip credincios? Da. Am fost. Că... M-ați spus mereu, me lupt. Să mi păstrez credința. Pentru că am văzut mereu ați făcut referire la orice când a fost vorba de la credință și la Dumnezeu. Da. E, e... E destul de, de personal și existențial întrebarea dumneavoastră. Eu spun că am fost, sunt momentele zilnic care încerc să mă adresez lui și este și o luptă pentru credință, pentru că totuși sunt un om extrem de logic și rațional. Extrem de logic și rațional. Sunt. Dar cu toate acestea, aveți momentele când stați de vorbă cu Dumnezeu? Da, mai ales că. mi impun un ritual. Nu-l nu spun ritual. Un, un moment de a comunica. De a se ruga. Și când Simplu. La, și românește, să nu și facem a, complicat. A, da? Și aveți un moment de asta pe care îl faceți, folosiți de fiecare dată? Da. Zilnic, adică momentul de. Asta de... Da. De povestit cu Dumnezeu. Da? Și îi cerești ceva sau doar îi mulțumiți? Se schimbă puțin, știți? Vă dau un exemplu. Când spui Tatăl nostru. nostru în cer, se schimbă ca concepția, pentru că schimbam și noi, Catalin. Voi încerca să te explic. Știi ce dimensiune are Cerul? Infinit, nu? Nu, nu, este infinit. Nu. Cosmos se dilatează. Da. Nu e infinit. Dar știi ce dimensiune Nu. Vezi, spun? Da. 500 de miliarde de ani lumină. <laughs> nu știu dacă... Encerc... Conceptizezi. 500 de miliarde, da? da. De ce deci astea sunt... Uh... 500 de mii de milioane de ani lumina, adică cât calatorește lumina într-un an lumina cu viteza da. ei 500 de mii de milioane distanță tot al meu ești în cer care cer, domnule, unde cer? dar cu toate astea? Da, nu, asta e partea raționalistă e, după să explic de ce se schimbă puțin uh, conotațiile al cuvintelor. Se schimbă. Cu viața se schimbă. Reman tot aceeași cuvinte, dar se schimbă sensul. Uh, uh, am citit fizica teoretică foarte aprofundată și am ajuns la niște, știi, uh, cosmurile Simban. Uh, Simban este cosmosul, dimensiuni paralele. Da. Și se calculează că avem undeva șapte dimensiuni paralele în acest moment. În matematic, se calculează. Adică, pe lângă noi sunt și un altă lume paralelă, nu știu, poate să fie orizontală, verticală. E clar ce spun. Da. Se înțelege. Nu, se înțelege, se înțelege. Da. Bun. Și dacă se dovedește că sunt șapte cosmos paralele, simultane, e, acesta cuvânt tu în cer da? de la foarte mare care este de neconceput, devine să fie, ba, bă, este linga noi preveditoare, la un lumea paralelă. Și tot este în cer. Adică tot este de neatins. Mi urmărești? Sau... Da, 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 nu, urmărești și îmi face a, sens. Păcat, nu, nu, nu face sens. Da. Așa și? Există, deci, mulțumirea e... și rugămintea da, și există și un cuvânt care m-a, învățat un calugăr care este foarte puternic. Ce anume? Chirie Iisus Hriste, eleison me. Adică? Nu știu să-l spun în românește. Chirie Iisus Hriste, Domne Iisus Hristos, eleison me. Nu este mai bine Ah, îmi pare rău că nu mai vine în românește pentru că îl spun întotdeauna grecești. Eleison. l vom găsi. Deci, din grec. Eleison. Kiri Eleison. N-a auzit în biserica. Nu? N-a auzit niciodată. Nu te duci la biserică. Mă duc duminica, dar nu la biserica unde e slujba în greacă. Băi, se spune și de la romani. Miluiește-mă. -mi. Miluiește-mă. -mi. Deci, Doamne, Chirie Iisus Hriste. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Miluiește-mă, nimic altă. O spui, și o spui, și o spui, și o spui. E genial, mi l-a spus un calugăr de la Monte Actos. Chirie Iisus Hriste, ele me. E, e un act așa de, de simplu și de curat, așa de... care te ajută care te face să te simți. Catalin, n-am făcut un interviu cu asemenea întrebări în viața mea. <laughs> că... Cum a reușit, domnule, să me duci la asemenea uh, dimensiuni? Păi nu, pentru că e... oamenii se uită și zic în felul următor. Jean Valvin, nu-l v-am supărat pe toată lumea. A... Nu, de ce să supărăm? Noroc, Oamenii se uită și zic, Domnule, omul ăsta a vândut la Coca-Cola, la Pepsi, Aqua Carpatica, vinurile sâmburești. Dar de fapt, omul ăsta în interiorul lui, un om care vine cu chitară la un podcast și ce mi îmi place să cânt. Bea un pahar de vin și are momentele lui de rugăciune cu Dumnezeu și de vorbit cu Dumnezeu. Pentru că la un moment dat de tot... ce succes... ciudat să te frică de Dumnezeu? Nu, dar mă gândesc câteodată că tot succesul ăsta, toată puterea asta pe care o ai, de multe ori te îndepărtează. Din păcate. De unde? De Dumnezeu. De îndepărtează no, 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 no. așa. No. No. Eh, nu cunoașteți mulți oameni care poate s-au pierdut din cauza asta? Catalin, nu fac parte nici de un sistem de informații grece, stâlvețian sau roman. Nu fac parte. Nu fac parte nici de o societate ascunsă. Nu spun numele. Nu fac parte de un partid politic. Nu am o putere organizată pe spatele mele, din două vorbe. Sunt solo. Cum am reușit 30 de ani, știi? Precis prin a constitui un colectiv de oameni buni care trag spre aceeași direcție. Adică succesul e echipă. În familie. Și se le dau lor tangibil dovada și sentimentul apartenenței ca coacționarii mei. Deci când spui tu că a venit Coca-Cola cu mulți bani, 20% era pentru partenerii mei acțiuni neplătite, distribuite de bine la ei. Dacă nu iubești pe colaboratorii tăi, pe echipa ta, dar iubirea, știi ce semnă iubirea? se te daruiești, să sacrifici, să fie tu fericit, dacă nu mai sunt și ei fericiți. Mă urmărești? Dacă nu te daruiești, dacă nu le iubești în sensul adevărat, adică să le vezi, să se împlinește ca caracterele, să se... Să crești lângă se... Să le crești, să le simți fericiți, să le faci mai bogați, să le faci mai performanți, se le faci mai frumoși ca oameni. Dacă nu faci asta cu colaboratorii tăi, ce ești acolo? un maestru solitar se face bani și celalți toți sunt nefericiți. Deci aceasta filosofie al iubirii, eu la practic și în business. Dar nu îl practic pentru că este un model de a urmări. Pentru că este o rețetă al succesului mai iubiți-vă între voi la un colectiv și când trageți spre același direcție să vedeți cum e rezultatul vă fi mai bun. Te bine. surprind? Da, câteodată, pentru că la un moment dat oamenii care poate sunt la nivelul dumneavoastră sau care au cunoscut succesul ăsta, nu mai gândesc așa. Gândesc mult mai pragmatic. domnea va plăti salariul. Și la crezi revedere. că nu sunt pragmatic? Păi, ba da, dar sunteți și sufletiți. Plătesc salarii Dubli sau tripli. Dar prea și prea sufletiți, nu știu cum să vă zic. Adică trăiți așa câteodată și pentru oamenii din echipă. Eu am văzut în echipa pe care o cunosc. Pune două mâinile așa și trage unul așa, așa. Nu mergi nicăieri. Pune două mâinile așa și toată lumea trage spre același direcție. Știi ce forță se transforma? Și n-are sens, Catalina, îți spun sincer, n-are sens să se fie un om de succes, recunoscut, cu banii, cu tot așa și în jurul jurului tău să fie uh, nefericire. N-are sens! Nu există succes și fericire dacă în jurul tău uh, e tristeța, angoasa solitudine și dezesperare. Deci nu are niciun sens. Așa e. Dar vreau să ne întoarcem și la chitară. Că ziceați că mama dumneavoastră cânta și că pe ea moștenit și dacă tot ați adus chitară, noi am început cu o colindă românească, podcastul acesta. Uh, dacă tot aveți chitară, să ne mai cântați ceva în greacă, dacă se poate, pentru că noi aici, exact cum spunea și prietenul Greblă, când auzim muzică grecească, ne place orice ar fi, pentru că ne duce cu gândul în vacanță și la ce acolo, corect? Corect, corect, da. Muzica grecească Dar are spus, ceva aparte. Nu vrei colindă, în cună. Încă da. în o colindă, da. Încă da. Perfect, Pot? da. Chiar vă rog. Am spus colinda asta care n-au emoționat cu am început. Ca din... Uh, de la Putna. De la Putna. În cuvintele părintelui ei. Asta sunt colinde de Crăciun. Le cântam de vârsta de 10 ani Την περιφέρεια Τένοι οφάτσα μπάνι φουμ όχι. Καλή μέρα να έρχονται. κι ποια είναι ο ορισμό σα, Χριστού, τη θεία, γεννήση να απο να πω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερο. Ε, εν βή, ενβί θλέμ την πόλη οι ουρανοί αγαλώνται. Χαίρε, η φύση σ' όλοι εντός πηλαίων κτέτε. en fa en fat ni o no o vasilevsto nurano pitis che pitis tono Este la colindele pe care la 10 ani, în perioada asta Crăciunului, undeva la marginea Atenei, le cântați. În Grecia sunt colindele de Crăciun și colindele de Anul Nou. Total diferite. Cel care m-a emoționat corul de la Putna era uh, pe melodia de Anul Nou. Cuvintele aici sunt, pun pe, sunt puse pe Crăciun, deci este o combinație frumoasă. Mai știți uh, și alte cântece? Să nu fie neapărat colinde grecești? Ce stil vrei? Unul de vacanță, așa. Faceți seră de astea când vă chemați prietenii și cântați la chitară? Te țin două ore cu chitară. Farfurile. Ce? Farfurile. Farfurile. Fără farfurile. Fere. Cu Pe, petalele de trandafir. Pende Nu, asta e. Ne. Isto. Isto na fru, isto na fru,

παρακαλώ σα κύματα μη μου την εξύπνατε γυαλό 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 πηγαίναμε πηγαίναμε κι όλο για σε να λέγαμε γυαλό να πας γυαλό να αρθείς τα λόγια μου να κοιμπάς πέντε, δέκα, 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 ανεβαίνω τα σκαλιά. Να τρέμπε μπουζούκι. Για τα δυο σου για τις δυο φωτιές, όταν με πέθουν νιώθω μαχαιριές. Γλάστρα στο γυαλό, γλάστρα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι. Cheva! Foarte tare mi se pare. Dar cum ați învățat să cântați la chitară? Să le spunem și celor care se uită la podcastul nostru. Că înainte să începem, mie mi-a spus. Cum se numea bola? Uh, varicele. <laughs> pojar. Varicele, deci. Nu cea grea, cea lejeră. Da, legeră. oricum ai bube pe față și dacă ți le rupi, rămâi cu tot felul de semne. Eu am pe frunte o grămadă de semne că aveam varicelă. Era teribil, nu aveam medicamente, nu me calma nimic. Eram plin. Aveam 17 ani. Deci 17 ani varicelă și și varicela și nu știam unde să canalizez uh... da, da, mâncărimea asta. Da. Și m-am luat o gitară și am început să, să aceste acordurile re majore, la majore, mi minore, să și tastatura. Deci, A, e, practic vreau să şi... vă țineți mâinile ocupate ca să nu vă rupeți bubele de pe față, să rămâneți canalizat Da, cu semn. tot atenția la ceva... și <laughs> prima dată când cânți la gitară, doare puțin degete. Adică și n-ai mușchii. Mă rog, prima dată. Prima dată că am jucat eu. Și așa ați învățat azi. să cântați la chitară. Da, dar eram deja membru la niște coruri. Deci mergeam la biserică. Pentru că a, la biserică, la cor, la biserică? Da. De copil. Și cine v-a dus la cor, la biserică? Bunica. Bunica avea și locul ei, cum se numește? Stasidia. La strană, da, acolo. Stasidi se numește în greu. Da. Stasidi. Avea cu numele familiei, așa. Da, da, Practic, era. bunica a avut așa un, o, o, o influență și o amprentă foarte bine pusă pe dumneavoastră. Da. Și pe Bunica frate, din la Santorini. Santorini. Bunica din Santorini. În Santorini se spune că e cel mai frumos apus de soare. Da. Și cel mai frumos a insula. Deci casa dumneavoastră părintească e în Santorini. N-am găsit casa părintească, de păcate. <laughs> Tot ce a făcut, am făcut de la zero. Zestrele de niet. Da, Și când vă duceți în Santorini, mai există ceva acolo la bunici? Cum ne ducem noi la bunici? Mai avem locuri pe unde găsim... Catalin, următorul podcast te invit la Santorini la un loc excepțional. Băieți, următorul podcast în Santorini. Și să mi spui tu cum este Santorini. E un paradis. E un paradis. Dar mai aveți acolo casa unde ați copilărit? Sper să fac Nu, asta t am spus adică... înainte. Deși... N-am găsit nimic. Ce să fac? Bunicul meu a plecat. Al doua generația de, de tata și de frații, sorile lui, nu au mers la insula. Păi ce avea bunicul meu care era la Africa, s-a vândut. Noi n-am găsit nimic dar s-a dus Jeanne, Ianis, uh, și a făcut uh, o investiție și te invit când vrei următorul podcast să-l facem la Santorini. Vei nebuni. Eu vreau, cum mare drag. Să știe, pericol mare pentru tine. La Santorini. Da. Te va pierde televiziunea dacă te duci la Santorini. nu e rău, nu e rău dar o să, mă, o să mă recâștig pe mine. Asta cu siguranță. Asta cu siguranță. Dar știți ce vreau să, să vă întreb? Sunt mulți tineri care poate s-au uitat la podcastul ăsta și au văzut un om care a venit, a văzut o idee, a gustat așa, o apă, noroc, sănătate, a gustat o apă minerală, exact cum facem noi cu vinul ăsta și zice, mamă, e un diamant, trebuie să mă duc să dar fac ceva. Vin, nu? Este superb. Nu, Superb. Chiar... Serios, superb. Iar eu sunt, de asemenea, fan Sauvignon Blanc, vinul alb. Da. Noi bem ce... Ia... și eu. Și, și noi să știți că suntem fani Sâmburești, nu pentru că doar sunt prietenii noștri la podcast, dar uh, am fost cu vinul ăsta și la niște podcasturi în Turcia, tot cu Sâmbureștiul după noi. Adică l-am dus uh, și la export. Ne-am ocupat și de distribuția în străinătate. E o muncă colectivă de foarte mulți ani acolo. În primul rând, am schimbat tot material genetic. Dar nu vreau să te întrerup la ideea ta. Sunt mulți tineri care poate s-au uitat la podcastul ăsta și au văzut un om care nu s-a dat bătut. Adică am mers așa pe o încăpățânare a lui, crezând da. că o să reușească, a reușit și tot nu s-a dat bătut și tot continuă. Și care ar fi sfatul pentru? Copiii puștii care se uită la podcastul nostru și care poate, fără să vrea, unul dintre ei într-o seară ascultă pe YouTube sau pe Spotify sau undeva și de acolo, de la sfatul ăsta, poate să, să reușească în viață. În primul rând, să se ocupe numai de chestiile care le place cu adevărat. Unde poate să simte o pasiune, unde poate să se, 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 se simte. Un din din ce fac, adică. Deci, ca să reușești în viață, trebuie să te ocupi doar de lucrurile care îți fac plăcere și pentru care simți pasiune și bucurie. Absolut. L-ai exprimat extrem de bine. Da, dacă ne <laughs> spuneți dumneavoastră, parcă au altă putere. Nu. E, e, și pot să-l explic. Pentru că și eu la teorie sunt bun, la practică stau mai prost. Nu. E, orice faci în viața, un moment dat vor fi momentele dificile. Va fi momentele unde trebuie să te amintești că trebuie să insisti, să perseverezi și să fie rezilient. Repdare, perseverență, insistare, reziliență. Aceste momente, anumite ore, sunt chiar grele sau chiar tu ai saturat. Dacă obiectul tău de activitatea da? Profesia ta, cu ce te ocupi, unde canalizezi energia ta, unde folosești inteligența pe care ai. Dacă acest obiect nu te pasionează, la aceste momente nu vei ții. Te vei lăsa. Vei schimba direcția. Sfatul meu este, băieți, faceți ce vă pasionează. Și îl țineți acolo până la capăt. Chiar dacă nu câștigi bani chiar dacă e mai greu la început. Pentru că sunt foarte mulți care astăzi, în primul rând, întreabă, dacă câștig bani, cât e? Eu nu m-am dus cu cât câștig. Viața a dovedit că am câștigat mai mult decât credeam. Eu nu mă duceam cu criteriul ce câștig. Eu mă duceam cu, 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 un proces de creativitate care mă va face mândru, care o cred cu adevărat e bine pentru sănătatea oamenilor, e plăcut, este un unic sales proposition, e ceva deosebit, e un proces creativ, trebuie să-l explic, cum îl explic, cum e conving terții să me financez Sunt atât de multe chestiile când ai o direcție la care crezi, că e un bine, care e ceva meritos care va face un bine la un terț. Noțiunea de bani imediat e foarte cinică. Cinică. Adică, trăim o epocă de, 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 de robot, de inteligentă arti E cinică. Pe păi ce bani? Ce, cât vrei să câștigi pe zi? Pentru a face ceva mai ca puțin la început, dar ai răbdare, că va faci succes și îți trebuie capital de lucru și îți trebuie mai multă producție sau trebuie mai multe servicii sau trebuie să extinzi colaboratorii tăi sau trebuie să schimbi spațiu sau trebuie să schimbi modelul cu care tu dai un produs sau un serviciu sau activitatea artistică sau un spectacol sau care generează emoție. Deci, în niciun caz cu cât câștigi. Mai nu faci ceva pentru a câștiga numai banii. Faci ceva să fii fericit. Și ce înseamnă să fii fericit? Ca asta era următoarea întrebare și văd că ați ajuns să... Ești fericit la... când te exprimi. Când ai trecut o idee bună. Când faci un bine. Cineva nu e de acord? Nu. No. E de acord. Nu, e de sărăcie. Pentru, pentru că și oamenii care sunt aici, să știți că, uh, acum când spuneați, de multe ori îi văd și pe același. Crezi lucru. că banul singur face fericire? Nu, clar. Nu, dar sunt serios eu acum. Nu, sunt 100% dar, convins. Banul nu foarte mulți oameni. Banul care... te, 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 te ajută să fie decent în societatea. Să răspunzi la obligațiile tale, la copii, la. La fata care iubește și că bombonează. Deci nu mai bombonează să de mult. E românește, nu? Bombonează? Adică bombonește. Bo bombonește, da, e vorba noastră. Bombonește. Da. Dar sunt mai frumos bombonează, adică <laughs> sunt mai artistic. Da, trebuie bani. Da, trebuie. E o siguranță. Foarte multe lume astăzi, mai ales fetele, suferă de lipsa de siguranță. E teribil. E, e teribil ce cere fiecare pentru a fi fericit și pentru să se da la cuiva. Deci e. e. e dar nu știu dacă știu să dau sfatele eu la că Doamne și la Domnul. Eu cred că sunt mulți oameni care au bani și sunt nefericiți, pentru că parcă nu mai sunt ei pentru ei. Eu nu știu cum le au. Și nu sunt fericiți? Dacă l-au muștenit e clar că sunt nefericiți. Dacă i-au muncit, sunt fericiți? Dacă l-au făcut singurii, este totuși o satisfacție de un etaj superior. Acum depinde și cum l-au făcut și câte legale l-au făcut și câte ușoare l-au făcut. Deci, nu vrei să-mi repeți întrebarea ta? Să mai precis? Nu, că... Eu întrebarea <laughs> că sunt mulți oameni care au foarte mulți bani și nu sunt fericiți. Și pentru că fericirea asta, câteodată mulți alergă după ea spunând păi să am, uh, nu știu cât să câștig, să am nu știu ce mașini, nu știu ce case. Și la un moment dat îți dai seama că trece timpul, trece vremea și tu nu ai făcut nimic pentru tine, pentru sufletul tău, pentru a te bucura pe tine. De aceea spuneam că nu există fericire uh, când ești singur. De aceea fericirea este o stare care trebuie să-l împărtășești cu cineva. Adică treci de la proces de iubire. Eu nu pot să fiți fericit dacă nu iubești nimic. Totul se leagă de iubire. Da. Da, o forță mare, iubire. Copilor noastre ce sfaturi le dați? Sau Care ar fi sfaturile pe care le-ați da. Știți? Să mai vreun am două faze diferite, pentru că am două mari. 24 jumate și 23. Să bătrească. Mulțumesc! De asemenea, am văzut familia ta superbă. Mulțumesc. Și am unul de șase. Deci, ce sfaturi dau sunt puțin diferite, depinde de direcția. Bun, primul este să fac numai ce au nevoie, au chef de fac, ce am spus înainte. Deci, deci, sfatul unui părinte către copii, să faci întotdeauna doar ce ai chef și îți face plăcere. Da. Da. Că așa vei reuși. Nu. Asta e urare la mea către el, dacă va reuși sau nu e altceva, dar eu îl urez să face ce vrea. Adică sfatuiesc să face ce vrea. Pentru că dacă nu face ce vrea el, nu va fi pasionat și la primul problemă vă ceda sau va scoate o mediocritate din munca lui. Când faci un muncă care nu îți pasionează, e clar că vei scoți o mediocritate. Nu vei fi campion. Pentru a fi campion trebuie să ai o pasiune în ținge. La un domeniu. E... Se Să fie oamenii buni, le urez, asta la toți trei, am început ce spun și la cel de șase ani. <laughs> În viața ta să fie un om bun. Adică să se, se face bine. Uh, ce alt le spun? Cam aceste două chestii. Să fac ce vreau și să fie oamenii buni. Sau sănătate. Și cum spun la toată lumea, sau și puțin noroc. Că trebuie și puțin noroc. o coincidență de de astre. O, 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 să se context. așeze astrele. Da, un context. Să te ajută. De exemplu, dacă mergeam eu acum la Elveția să fac ceasuri. Eh, succesul meu relativ profesional ar fi fost Eu știu, la cât <laughs> ambiție aveți. Cu question mark. Nu, că e o piață plină. Vreau să spun că am prins un moment um, unde aveam. Cât aveam? 38 de ani, când am venit aici. Da? 38 de ani. Și o România care trebuia să se o Omul potrivit la locul potrivit. Nu știu dacă era potrivit. Sau timing-ul? Era timing-ul, era, timing era cadrul. E, asta o consideră puțin, așa, poziția astrelor. Adică, norocul. Norocul nu exista o, o apă branduită. I-am făcut o două pe branduite, dar l-am prins momentul respectiv. Pentru fiecare chestia există întotdeauna un, moment. un business opportunity. Și trebuie să construiești, la acest oameni care ne aude, trebuie să construiești un unique sales proposition. Un element diferențiator. Adică mereu să fii. De ce să te aud eu pe tine când vorbești dacă nu spui ceva special? Cine e tras de banalitate? E atras cineva de banalitate? Deci, procesul creativ cu oferta îți fac ceva care e deosebit pentru XYZ e un proces necesar la succes. Pasiunea ta unique sales proposition, insistența, răbdare, perseverența, reziliența, că vor fi momentele dificile și, și respectul, iubire de echipa ta și de consumatori finali la sfârșit. Îmi place cum se încheie podcastul ăsta așa, într-o notă de asta în care de fapt aflăm că indiferent cât de mulți bani ai, cât de multe branduri de succes le vezi așa prin magazine sau prin diferite țări, cum spuneați că acolo Carpatica e în 16 țări și, uh, și așa mai departe, totul se rezumă tot la iubire când tragi din ea. Și îți dai seama că tot din asta suntem făcuți, din iubire, din dragoste, nu? De a și... Din a împărtăși, din a... De a te abucura, de a darui. Dărui. darui bravo, da, exact. Bravo. Asta le dorim spus. oamenilor de Crăciun, să dăruiască, să iubească și să, să fie atenți, să facă lucruri care îi fac fericiți. Domnul ajută. Vă mulțumesc mult de tot. Eu mulțumesc că m-ați invitat la prima mea psicanaliză. <laughs> He, a fost așa un început, dar uh, promitem că a doua o să fie una care o să și... La Santorini vor uh, fi mai plăcuți. O să reușească. Mulțumim mult de tot. O să aducem noi vinul la Santorini. Are asertico Santorini, să știi. Noi îl aducem pe Sâmburești. N-am timp să fac asertico Valvis acolo. Până adică aveți vinul nostru în Grecia? Am plantat. Gata, Mergem în Grecia și bem vinul grecesc. Asertico. Asertico, așa se numește? Da, este un vin de Santorini specific. Deci aveți Care și vin când în a venit Filoxera, nu, domnul, am plantat așa, jumătate de hectar la casa mea. N-am luat industrial sau profesional. Doar pentru... Mulțumesc mult de invitație. M-ați surprins cu multe întrebările care nu era ușoare. M-am simțit foarte bine. Sper că nu v-am cantat fals, dar am vrut să adresez acestui popor care mi-a dat ospitalitatea 30 de ani, acestor semenii noștri, acestor care ne aude, am vrut să le adresez un mesaj, așa, de, de, de Crăciun, o colindă grecească. Sper că cea românească nu l-am prea mult masacrat. E o colindă pe care ați găsit-o acum două zile pe YouTube și ați venit și ați cântat-o la chitare, mi se pare senzațional. Și dacă pot să iau lucrurile astea, aș vrea să le arătăm celor care se uită la noi că domnul Valvis le-a a făcut și tot felul de notițe și, și le-a scos într-un fel anume. Adică nimic întâmplător aici. Bizantin. Ia, uite, uite, cam așa vine. Deci nimic nu e lăsat la voia întâmplării, așa. Sper că vă place. Muncă ca și perseverență. Mulțumesc. Ca și, când a, și când a zis de echipă, mi-am dat seama cât de mult puneți preț pe echipă și, de fapt, cât de mult vă respectă echipa pe dumneavoastră. Cunosc o parte din echipa de la de la holdingul Valvis și o cunosc pe Valentina, de exemplu, și pe oamenii care sunt acolo. Și acum am înțeles de ce ei sunt așa. Nu mă lasă să spun câți ani lucrează cu mine, domnul Vesler. Nu mă lasă. Da. Nu știu, dar acum îmi dau seama de ce și ea și cei de acolo sunt cum sunt. Pentru că totul pleacă de la dumneavoastră, cu iubire, cu perseverență, cu pasiune, să tragă în ace, Să fie... Mi-a plăcut chestia asta. Așa nu duce niciunde, dar așa poți să muți munții din loc. Precis. Mulțumesc Reciți. mult de tot! Eu îți mulțumesc, Cătălin! Și abia aștept să ne revedem la, la al doilea la, la mulți ani tuturor! La mulți ani Crăciun fericit, la sărbători anii. fericite și uh, să aveți... Uh, Multă sănătate! Asta e cea mai importantă! Multă sănătate și restul o facem! Doamne ajută! La mulți ani! La mulți ani!